Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbesc despre un motor mai special care a fost montat pe o mașină recentă și e ultima iterație, ca să zic așa, a apariției acestui motor. E vorba despre motorul rotativ Wankel. Când spui termenul ăsta, automat te gândești la Mazda RX-8, perfect justificat gândul, dar nu e singura mașină care a avut așa ceva în istorie. Într-adevăr, Mazda a excelat pe acest tip de motor și, dacă mi-aduc eu bine aminte, în anii 70, toată producția lor de mașini era exclusiv cu motoare rotative, nu cu motoare cu pistoane. Însă nu a fost perioada bună atunci, pentru că s-a nimerit în timpul crizei de petrol din 73 și mașinile astea n-au mai fost așa rentabile. Și Mazda a restrâns producția, în sensul că a lăsat-o pentru modelele sportive. Ei excelau atunci pe niște cupeuri sportive, de genul unei Mazda MX-5 de acum sau a RX-8-ului, care aveau doar motor rotativ pe diverse capacități cilindrice, parcă în jur de 300 ceva de centimetri cub cel mai mic, și cele mari depășind un litru, parcă 1,1 aveau. Însă o să vorbesc eu despre chestia asta, că capacitatea lor cilindrică se calculează cu totul altfel față de un motor cu ardere internă cu pistoane. Prima dată eu am auzit de el montat pe un Audi, nu pe Audi, era NSU80 parcă se numea, și pe Citroenul GS Birotor. Au fost niște mașini făcute în colaborare. Aceste NSU mi se pare că au fost la un moment dat absorbiți de Audi. Nu știu dacă sunt parte a una din cele patru firme care s-au unit formând acel grup Auto Union. O să mă documentez așa pentru istoria mea personală. Dar atunci a apărut prima dată și n-au fost niște mașini de tiraj mare, au avut probabil destule probleme mecanice, dar au fost primele în producție care au apărut cu așa ceva. Și acest inginer Felix Wankel, care a inventat motorul, nu știu dacă era asociat cu o anume firmă, dar știu sigur că el este cel care a făcut, a rafinat designul acestui motor și l-a făcut posibil de implementat în producția de mașini. Acum, problema cu el e că are un consum foarte mare de ulei și de benzină, dar are și avantaje, pentru că este foarte compact, nu are părți în mișcare multe, adică nu are arbore cotit în formă standard, nu are biele, nu are supape, arbor cu came, distribuție, deci practic are multe piese lipsă, care ar fi putut să producă o inerție mărită și o frecare dinamică. Și am înțeles că Mazda ar vrea să-l reînvie pe un format de mașină hibridă de tip range extender, adică să folosească un motor mic rotativ pe post de generator care să producă curent pentru un motor care antrenează roțile. Să vedem ce va fi, tot ce e posibil. Momentan știu că Mazda mai mult s-a axat pe combustia HCCI, Homogeneous Charge Combustion Ignition, care practic e un fel de diesel care merge cu benzină. Adică motorul SkyActiv-X, care are o compresie de 16:1, dar totuși merge cu benzină și are și bujii, dar ele nu sunt aprinse tot timpul. Și vor să facă o variantă acestui motor de 3 litri 6 în linie, care va echipa, din câte am înțeles, viitoarea Mazda 6 și viitoarele Lexus-uri mari, genul GS și LS. Sunt niște informații pe care le-am găsit pe niște bloguri, dar ce am reținut ar fi că s-ar întâmpla în jurul anului 2022. Chiar sunt curios, oricum e un motor interesant, am mai vorbit despre el pe canal. Acum ne vom axa pe cel rotativ. Așa, ca să-i fac, să zic, niște avantaje și dezavantaje, ca să înțeleagă lumea ideea care e cu el, și după aia o să explic cum funcționează. Practic, avantaje ar fi că ai un raport putere-greutate foarte bun. Adică motorul este mic, e compact, cântărește puțin, dar are o putere foarte mare raportat la această mărime. Adică, de exemplu, motorul de clasificat ca fiind de 1,3 litri Renesis de Mazda RX-8 are 238 de cai și undeva sub 100 de kg și e foarte compact. Asta e, adică chiar e mic, dacă deschizi capota, motorul propriu-zis e cât o navetă de bere. Pe urmă, mărimea lui este cam o treime dintr-un motor cu capacitate cilindrică normală cu pistoane. Prin faptul că nu are piese
reciprocante în motor, are o funcționare foarte fină, adică așa cum ai zis mai devreme, nu are arbore cotit, supape, arbor cu came, biele, toate chestiile astea care sunt o frână și produc niște vibrații care de obicei trebuie contrate cu tot felul de arbori de balansare, diverse lanțuri cu contragreutăți sau volante duble, chestii de genul, la acest motor nu sunt necesare. Deci are zero vibrații. Prin faptul că are un ciclu mai lung de compresie, practic toate ciclurile motorului sunt cumva dispuse în jurul unui cerc, are o presiune graduală care crește, ceea ce împiedică formarea detonațiilor. E o problemă reală, asta și-am mai vorbit de ea în mai multe posturi cu motoare. Problema legată de amestecul stoichiometric, dacă e prea bogat, prea sărac. În cazul ăsta, ea se pare că nu e o problemă, adică controlul detonațiilor prin sisteme de aprindere sau control nu e necesar. Asta e un plus și evident reduce costurile. Pe urmă, prin faptul că are puține piese, chiar dacă sunt ele la o toleranță mai mare, adică are nevoie de niște aliaje mai bune și etanșeitate mai bună, e mai ieftin de produs, pentru că ai pur și simplu puține piese care intră acolo în el. Tot așa, datorită formei camerei de ardere, respiră mai bine. Adică un motor cu ardere internă respiră pe durata 180 de grade de cerc, ăsta respiră pe durata 270 de grade. E vorba de mișcarea acelui rotor triunghiular intern. Și tot datorită acestui aspect are cuplu pe două treimi din ciclu, nu pe un sfert, așa cum are un motor standard cu pistoane pe ciclu auto. De exemplu, la un motor cu patru cilindri în linie, doar unul din cilindri într-un timp dat produce putere. Restul de trei sunt antrenați și practic motorul merge cumva în sincopă, nu merg pistoanele alea împerecheate ca lumea. Adică pe un ciclu de rotație de 720 de grade, două rotații, vei avea patru aprinderi, însă le vei avea defazat și asta cumva e o pierdere dinamică. Noi ne-am obișnuit cu asta și considerăm că un motor trage, dar nu se compară cu cuplu furnizat de acel motor rotativ, care produce, așa cum am zis, pe două treimi din rotațiile respective un ciclu de aprindere, adică e, trage mai bine, ca să spun așa, în termeni simpli. E mai flexibil la combustibil, de exemplu, poate să meargă foarte bine pe hidrogen, ca sursă de combustibil. Nu a fost implementată chestia asta în producție, însă tehnic e posibilă și poate să meargă cu benzină de orice gradație pentru că nu are probleme de detonare. De exemplu, pe un BMW cu motor N43, să zic, sau mă rog, orice BMW care are injecție directă și compresie mare, motoarele N, seriile vechi care nu aveau turbo, până la N53 care era 6 cilindri, adică mai pe românește un 3, 2, 5 și E90. Dacă lui ăla îi pui benzină de 95 sau mai jos, vei avea detonații. Va scutura grav. Eu am condus așa ceva și pot să confirm. Chiar e neplăcut. Deci ăla cere minim benzină de 98. La Mazda nu ai problema asta. Pe urmă, alt aspect interesant este că uleiul se contaminează mult mai puțin față de un motor cu ardere internă cu pistoane, pentru că motorul Wankel nu are carterul la fel, adică nu, în zona aia de carter nu se adună gaze care să trebuiască evacuate cu un sistem PCV și e mai capsulat, adică practic are o zonă de ulei, o baie de ulei care este în interiorul rotoarelor și aia este perfect sigilată față de restul motorului și ungerea pistonului respectiv a rotorului se face prin adăugarea de ulei în benzină mai nou, dar de fapt are o pompă de ulei care combină benzina cu uleiul undeva pe traseul admisiei. Și asta înseamnă că motorul consumă și arde destul de mult ulei, dar e un avantaj că uleiul din baia de ulei rămâne curat după schimb. N-am văzut cu ochii mei chestia asta, însă înțeleg principiul. Deci pur și simplu e ca și cum ar avea un ulei separat pentru ungerea mecanică a mișcării interne a arborelui și alt ulei, același tip de ulei, dar situat în altă parte, pentru partea de lubrifiere a camerei de ardere, a acelor segmenți. Alt atua lui este că se turează mult mai mult, mult mai repede și asta e o chestie interesantă, că arborele cotit, la, să zicem, 1000 de rotații pe minut,
De fapt, rotorul va avea 333 de rotații pe minut. Deci, practic, rotorul ăla se rotește de 3 ori mai lent decât arborele. Asta pentru că funcționează pe un sistem excentric. Acel triunghi rotativ are niște caneluri pe interior care se îmbină excentric cu o roată dințată care se află în mișcare pe un arbore fix. Nu putem să-i spunem arbore cotit pentru că nu are biele. Și, practic, la 3 rotații din astea așa de triunghi, axul de ieșire se rotește o singură dată. Asta îi dă un avantaj cumva mecanic, mi se pare că are o uzură mai mică. Pentru că, practic, tu când ai turație la arbore de, să zic, 6.000 de ture, rotorul ăla se va roti cu 3.000 de ture. Adică e un avantaj dinamic chestia asta. Cred că mai devreme am greșit un pic, că am zis că se rotește de 3 ori la 3 rotații de triunghi, ai una de ieșire, invers este. La o rotație de... nu. La... mă încurc în rapoartele astea, scuze. Deci, pe românește vorbind, arborele de ieșire din motor se rotește de 3 ori mai repede decât triunghiul la rotativ din interior. Și... are o, cumva o cursă de putere cu 50% mai mare față de una pe piston. Adică o detentă din aia de explozie la piston e egală cu cursa cilindrului, să zic, nu știu, 93 de milimetri sau 97, ceva de genul, 10 cm rotunjit. La ăsta nu măsori liniar pentru că e rotativ, dar pe parcursul rotației lui, mare parte din rotație este ciclu de putere. Adică e clar, din ce am expus aici, are niște avantaje dinamice și prin faptul că se turează așa de mult, opții pot să susții turații foarte, foarte mari fără probleme de uzură. Acum, astea sunt niște avantaje dinamice, dar nu neapărat și practice, o să vedem și dezavantajele, și anume că prin felul cum e făcut, acel rotor necesită o etanșeitate deosebită. Din câte am citit, motorul ăsta renesis de Mazda are aproape 100 de elemente care au rol de etanșare. Tot felul de o-ringuri, segmenți, garnituri, fie ele de cauciuc sau metal. Adică s-a dat o atenție deosebită acestui aspect, ca motorul să fie cât mai etanș. Și practic e complicat asta dacă stăm să ne gândim. Altă problemă e că motorul are temperaturi diferite, adică doar pe o singură parte se produce partea de aprindere și pe cealaltă parte se produce admisia și evacuarea. Dacă te uiți la motor din profil, pe partea dreaptă a unei diagrame ai compresia și partea de aprindere, iar pe partea stângă ai admisia și evacuarea. Și asta dă o diferență destul de greu de controlat, în sensul că partea dreaptă a motorului e foarte fierbinte și partea stângă e mult mai rece. Ai dilatații diferite ale motorului și e greu de răcit. Adică am înțeles că are niște pasaje de răcire destul de complicate. Sunt niște tubulaturi care merg prin interior și n-ai cum să schimbi chestia asta. Pe când un motor cu ardere internă, prin faptul că are mai mulți cilindri și că arderea se produce în fiecare din ei, e mai balansat termic. Se încinge cu totul sau se răcește cu totul. La Wankel nu este așa. Și de asta consumă mult ulei, pentru că necesită o ungere specială a celor segmenți și are emisii mai mari de carbon din cauza că arde ulei. Adică dacă raportăm la consum de ulei față de un motor cu pistoane normal, ăsta are niște emisii mai mari. Per total, el prin faptul că arde cumva la temperatură mai joasă, nu are emisii de oxid de azot, însă are emisii de CO2 foarte mari și consum mare de combustibil. Dacă e să le iei după standardele astea de poluare modernă, teoretic e mai curat, pentru că emisiile de carbon cresc efectul de seră, dar nu sunt cancerigene, pe când oxizii de azot sunt cancerigeni și asta e marea problemă cu ei, adică baubaul din emisii este azotul, nu carbon. Pe urmă, acel rotor, având o viteză chiar și așa destul de mare, are niște segmenți care sunt dispuși radial pe cele trei vârfuri. Și ăștia sunt afectați de forța centrifugă care ridică acele sigili. Adică, practic, ei tind să decoleze din pistonul ăla din rotor și să se preseze mai mult pe pereții camerelor de ardere. Și asta provoacă niște striații în timp și de asta nu rezistă foarte mult. Știu că trebuie schimbați destul de des acele sigilii.
Și cumva la rotație mică, efectul invers, acei segmenți se îngroapă și sunt forțați în jos de presiunea din camera de ardere și de asta are niște scăpări de presiune la turație mică. Acele scăpări se produc intern în motor. Nu e o presiune care să ajungă în atmosferă, însă, ca să zic așa, se încalecă ciclurile între ele. Când ai compresie, o parte din combustibilul la comprimat ajunge în etapa de admisie. După aia, când ai aprinderea, o parte din gazele alea aprinse se întorc înapoi în compresie și tot așa. Dar asta e cumva interesant că tot ajung să se reardă. Adică e ca și cum, să zic, pui patru pahare pe masă în fața ta și torni apă din unul în altul și bei din ultimul. Toată apa aia, în final, o să ajungi să o bei. Dar nu o bei doar din ultimul pahar, ci vine pe rând din celelalte. Cam așa, să zic, o explicație simplă am acum. Pe urmă, altă chestie, are o, știți că benzina are o combustie mai lentă față de diesel, de exemplu, și prin faptul că ăsta e un motor care are camera de ardere în mișcare, spre deosebire de unul cu pistoane care are relativ statică, adică se mișcă doar pistonul în sus. Aici pistonul, având mișcarea așa, peretele ăla de triunghi, el practic mută toată camera de ardere radial, pe conturul de cerc, ca să spun așa. Și practic benzina nu are timp să se ardă, pentru că e agitată, nu e comprimată într-un singur loc. Și asta îl face să aibă această performanță și mai scăzută pe parte de consum. Adică un motor din ăsta în București consumă cel puțin 20%, oricum mai merge cu el. Și la drum întins undeva la 12-15 din câte am citit. Dacă dai tare în el, eu zic că consumă mult mai mult și acolo. Adică nu e deloc o mașină eco-friendly pe partea asta. Dar oferă niște senzații. Acum fiecare își cântărește deciziile astea. E clar că e o mașină de pasionat prin aspectul ăsta. Acum știu de la posesor că el consumă variant la, adică consumă mult la turații variate. Deci dacă mergi în oraș, îți va consuma mult. Și dacă faci turații variate cu el, dacă în schimb mergi constant, fie că mergi tare sau încet, consumul e cam pe acolo cu unul cu pistoane. Adică nu diferă foarte mult. Dar este clar, în medie motorul ăsta consumă mult mai mult decât unul cu pistoane standard și poate asta a fost unul din motivele pentru care a fost scos din producție. Acum, altă chestie ciudată care ar fi de neconceput, mai ales pentru mulți care au boala asta, au repulsie la consumul de ulei, este că acest motor chiar consumă ulei și cred că întrece și TSI-urile astea faimoase de 1.8 și 2.0, care au consumurile alea notorii de 15 litri între revizii, pentru că trebuie să pui... Este recomandat de producător să instalezi ori o pompă de ulei suplimentară care să picure ulei pe traseul admisiei ca să intre în motor, dar cel mai sănătos recomandarea lor este să pui o anumită cantitate de ulei când faci plinul, pur și simplu torni în rezervor. Astfel e ca la doi timpi benzina să vină deja unsă, ca să spun așa. Și sunt niște motoare care merg întotdeauna cu exces de ulei și asta le face poate antipatice, dar el funcționează foarte bine dacă faci chestia asta și lipsa implementării acestor măsuri a și dus la problemele inițiale cu ele. Adică majoritatea celor care au avut o Mazda din asta RX-8, sau mai exact spus, majoritatea Mazdelor RX-8, au avut sub o formă sau alta o intervenție la motor pe partea asta de segmenți. Dacă din producție i-ar fi spus de la început că trebuie pus ulei în benzină sau să facă un sistem de ungere ca lumea, nu cred că ar fi avut problemele astea. Rămâneau în continuare de făcut acele revizii ale segmenților, care apar pentru că există o frecare mai mare acolo. Și acum, deci astea au fost avantaje, dezavantaje, să explic un pic cum funcționează. Deci el, ca definiție, în primul rând, are o diferență față de motorul cu pistoane standard, că un ciclu măsurat întreg are 1080 de grade, nu 720, adică îi trebuie vreo 3 rotații aproape ca să facă un ciclu complet, nu 2, ca la un motor cu pistoane. Adică la un motor cu pistoane ai timp împărțiți pe 2 rotații complete de cerc, oricâte pistoane ar avea motorul. Dacă ai 4 cilindri, fiecare din aia 4 cilindri trebuie să urce și să coboare de 2 ori ca să facă un ciclu complet. La ăsta rotativ măsori în rotații, pentru că nu ai mișcări oscilante.
are treaba asta cu înspeță motorul de Mazda prin faptul că are acel rotor cu trei fețe. Calculat pe motorul Renesis, fiecare față din aia are un volum de 654 de centimetri cubi. Și aici intervine destul de ciudat calculul de cilindre. Mulți spun că este de 1.3. Dar el, de fapt, dacă e să luăm pe ciclu de 720 de grade comparație, el este echivalentul unui motor 4 în linie de 2.6 litri. Pentru care, practic, împarți 720 la 4, cât ar avea un 4 cilindri, și fiecare din astea 4 părți are 654 de centimetri cubi. Deci îți ies 2.6 litri. Pentru comparația cu un ciclu de 720 de grade. Așa cum menționat anterior, el de fapt are un ciclu complet la 1080 de grade. Dacă te iei după acest reper, motorul are 3.9 litri, pentru că practic ai două rotoare, câte 3 fețe, deci în total 6 fețe, care la rândul lor au 654 de centimetri cubi. Deci îți iese aproximativ 3.9 litri. Însă el a rămas totuși la 1.3 pentru că se măsoară strict fața care are explozie, adică unde se produce aprinderea. Doar aia e luată în calcul, nu și celelalte două fețe. Adică, din câte am înțeles în racing cel puțin, motorul ăsta îi se aplică o penalitate de 1.5 la partea de cilindre, dar se măsoară în cai putere. Așa cum am menționat, el având 238 de cai putere, a avut între 190 parcă și 238 în funcție de galeria de admisie montată și de modelul de RX-8 de echipare. Dar îl putem compara, de exemplu, cu un 2 litri turbo, să spun. Adică de asta el a ajuns să fie comparat cel mai simplu prin putere. Și treaba asta cu cilindreia produce o mică nebuloasă la taxe și impozite. Știu cazuri în România de posesori de Mazda RX-8 care le-au matriculate cu impozit, le-au înregistrate la fisc cu impozit pentru clasă de 1.3, alții care le-au pentru clasă de 2.6. Pe carte scrie că e 1.3 ori 2, ceva de genul, prin faptul că are două rotoare de 1.3 litri. Depinde de cum interpretează registratorul de la ANAF, dar este exact aceeași poveste ca la mild hybrid. Unii beneficiază de acea reducere de 95%, de până la 95% a impozitului, alții nu. Deci asta nu știu cum e. Hei, acel rotor, cum am menționat eu, are forma aia triunghiulară, are o mișcare oscilantă, se rotește de 3 ori mai încet decât arborele intern care iese din motor. Și de asta, prin faptul că fiecare fațetă, gândiți-vă că e un piston cu mai multe fețe și fiecare din fețele alea trece prin toate ciclurile. La un piston normal de motor, doar partea de sus este expusă presiunii directe, lateralele nu și sau de desubt. La ăsta, prin faptul că e simetric, fiecare din cele trei fețe ale rotorului trece alternativ prin toate ciclurile, cele patru cicluri ale unui motor cu patru timpi. Dar totuși, prin faptul că ciclurile alea se repetă pe toate fețele, seamănă mai mult cu motor cu doi timpi. Adică pe o rotație de rotor, adică o rotație completă de rotor, vei avea toți cei patru timpi. Spre deosebire de piston care trebuie să se miște de două ori, să se ducă și să coboare ca să aibă toate cele patru cicluri. Deci ai 1, 2, 3, 4. La rotor ai așa, o tură de 360 de grade va fi 1, 2, 3, 4. Asta e interesantă, chestia asta. Adică îl face greu de comparat cu un motor cu ardere internă pentru că sunt prea multe variabile. N-ai niște repere fixe după care să controlezi. Adică vorbind cu chestiile astea acum, îmi dau seama că chiar nu știu cum să-l compar. Fie 2.6 litri, fie 1.3, fie 3.9. Ce rămâne constant însă este puterea lui, care e măsurată pe dyno, aia e clar. Alt aspect la ele este unicitatea acestor sigilii. De exemplu, la un motor cu pistoane, segmenții își păstrează tot timpul unghiul. Ei sunt ca niște inele puse pe exteriorul pistonului și se mișcă odată cu el. Dar în raport cu peretele, își păstrează unghiul. La acest ankle
ai trei segmenți pe fiecare vârf al acelui triunghi, care însă trebuie să aibă o formă foarte complexă pentru că ei schimbă unghiul față, deci camera aia de ardere fiind circulară, ei nu sunt tot timpul radiali, ci poate să ajungă și așa. Și practic buza acelui segment e foarte greu de desenat bine și trebuie să fie dintr-un material foarte rezistent și de asta și au acele pierderi, pentru că e greu să-l ungi și are și consumul la mare de ulei, adică ai niște compromisuri pe partea asta. Însă știu că un set de segmenți din ala era foarte scump, era ceva genul câteva sute de dolari, dar și nici manopera să dai jos nu cred că e așa complicată, pentru că nu e atât de mult de demontat. Dar e clar că astea sunt niște motoare care să necesite segmentare mult mai des decât unul cu pistoane și din punctul meu de vedere toate Mazdele RX-8 au beneficiat de această operațiune, pentru că nu ai cum să faci treaba asta. Acum, altă problemă ce au mai avut ele, ungerea pe datorată benzinei. Lipsa ei, de fapt, pentru că pe vremuri se folosea benzină cu plumb și acel plumb din benzină este un bun lubrifiant de piese metalice. Când au scos benzina cu plumb, care polua foarte mult și acel plumb e cancerigen, a fost o problemă cu ele, pentru că nu s-au mai uns. Și în general, multe motoare au suferit. Motoarele cu ardere internă cu pistoane au avut problemă cu scaunele supapelor, care se topeau de la temperaturile mai mari și de la lipsa plumbului, care completa metalul în timp. Dar aici, în mod special, a fost problemă cu etanșeitatea acelui segment. Și prin faptul că el are o dilatație asimetrică, așa cum am menționat, pe peretele încins metalul mai dilatat și pe peretele celălalt contractat este mai rece, mai contractat. Și segmentul ăla, practic, lucrează pe toleranțe diferite. Un motor cu ardere internă va fi constant ca temperatură și nu are problemele astea. Adică gândiți-vă la oia încă, e ca și cum ai avea un motor rece și unul cald în același timp. Deci trebuie să te gândești la ambele ipostaze și să faci toleranțele astea atât de bine gândite ca să nu ai probleme. Adică mi se pare destul de greu de proiectat pe partea asta de finețe mecanică. Și chestia asta cu felul cum se rotește el mai produce o problemă, și anume poziționarea bujiilor. La un motor cu piston, bujia este cumva proeminentă în camera de ardere, dar ea rămâne într-un spațiu disponibil pentru că pistonul urcă până la punctul mor superior și îți rămâne o zonă în care poți să bagi bujia. În cazul motorului Ioancă, la acel segment etanșează complet camera de ardere și nu poți să faci bujia proeminentă, pentru că dacă peretele ar fi înțepat de acea bujie, segmentul s-ar opri în ea. Deci trebuie să-l pui într-un fel de mic dom, o scobitură. Problema cu acea scobitură e că e destul de mare, adică știm cu toții cam cât de mare e o bujie. E cât un vârf de deget, să zic, în cea mai mică formă. Tot este mai mare suprafața aia decât suprafața de etanșare a segmentului. Deci, cu alte cuvinte, gândiți-vă că asta e gaura de bujie și segmentul la un moment dat ajunge în punctul în care lasă deschis două camere. Adică din zona unde se produce aprinderea, pentru scurt timp comunică cu zona unde se face compresia. Două fațete ale pistonului comunică și în momentul ăsta se produce o pierdere de presiune. Adică amestec explodat, ars, trece în partea de admisie și face o diluție a acelui amestec și pierzi din eficiență. Și din păcate problema asta nu prea poți să o rezolvi cu o bujie normală. Înțeleg că s-au făcut niște teste să pună bujii cu laser, care poate să fie făcute direct în perete, fără să folosească o scobitură. Și acele motoare au zero probleme pe partea asta de compresie, dar nu știu cine ar putea să lanseze în producție niște bujii de acest fel. Alte încercări pe care le-au făcut inginerii au fost cu bujii de diesel, cu glow plugs din astea incandescente, care sunt aprinse în schimb tot timpul și nu se îmbină foarte bine cu funcționarea motorului cu benzină, adică ar putea să provoace anumite detonații la un moment dat, dar tot așa au avantajul că elimină acea scobitură în care trebuie să se afle bujia. Și injectoarele iarăși n-au fost o problemă, pentru că se poate face un cap de injector. Motoarele astea au injecție directă, am uitat să menționez chestia asta, au două injectoare și au două porturi de evacuare. Ele sunt situate, să zic, la ora, în cadranul de la ora 9 la ora 12 a injecția,
În cadranul de la ora 12 la ora 3 ai compresia, în cadranul de la 3 la 6 ai aprinderea și de la 6 la 9 ai evacuarea. Și sunt niște porturi, motorul practic e înțepat și ai injectoarele directe puse în cameră, dar alea prin faptul că poți să aibă capătul plat sau adaptat la peretele acela ușor rotit, sunt închise fest acolo și au o, nu se produce acea pierdere de la segment pe care am explicat-o mai devreme. Însă, iarăși, construcția asta oferă un avantaj și anume faptul că motorul poate să aibă două cicluri simultan. Adică la, dacă luăm un motor cu un piston, unul singur, o să ai ciclurile consecutive. Ai admisie, compresie, aprindere și evacuare. La Wankel, prin faptul că se produce pe toate fațetele câte un eveniment, ai în același timp aprinderea și evacuarea. Mi se pare interesant, adică respiră foarte bine motorul din situația asta și aici seamănă de fapt cu un doi timpi. Pentru că nu trebuie să aștepți rotorul la tot să facă nu știu câte rotații ca să treacă până toate ciclurile, ci ele se întâmplă simultan. Adică ai în același timp odată admisia cu compresia și în același timp aprinderea cu evacuarea. Și ele se petrec așa, bam, 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 știi, repede, simultan aproape. Și îl face mai, de asta și dă cuplu, răspunsul de cuplu e mult mai bun. Da, eu zic că am intrat în destul de multe aspecte tehnice, adică nu știu dacă am avut o coerență foarte bună când am explicat, dar de asta am zis la început să fac acele avantaje și dezavantaje ca să înțelegeți. Dar cu siguranță am intrat foarte în detaliu și poate mulți și-au extins cunoștința asupra acestui motor, că în linii mari când spui unuia că e piston rotativ, înțelege ideea, vede triunghiul ăla că se rotește în el ca o morișcă, dar nu e chiar așa, e mult mai rafinat în interior și sper că ați înțeles despre ce e vorba. Să vedem dacă o mai vedea așa ceva în producție și puteți să căutați pe net poze și filme cu, fie căutați Renesis Engine sau Wankel Engine, veți găsi diverse diagrame și poziții, că îl veți vedea de fapt cât de simplu este. E un motor atât de simplu ca concepție și în general în inginerie chestiile astea simple cu puține piese oferă în medie mai multe avantaje. Părerea mea personală asupra acestui motor este că a fost scos din producție de factori externi și anume de faptul că are anumite costuri cu reviziile, consumă mai mult și are emisii mult mai mari. Adică a fost o presiune foarte mare pe producători, din câte țin minte, în 2010, deși mașina a fost scoasă din producție globală în 2012, în 2010 Mazda a decis să o scoată de pe piața din America, pentru că nu mai puteau să împlinească normele Euro 5 cu el. Și asta a dictat și multe motoare au ajuns la, de asta s-a ajuns la downsizing și cu motoare foarte mici, turbo, cu tehnologii interesante de altfel, dar care, din păcate, nu mai sunt așa fiabile precum erau niște motoare aspirate de capacitate mai mare din trecut. Da. Cam asta a fost povestea triunghiului rotativ. Ne mai auzim cu povești în viitor. Salut!